Așteptăm cu mare nerăbdare sfintele sărbători ale Învierii Domnului nostru Iisus Hristos. Așteptăm pe cei care sunt plecați afară să vină acasă la rude și prieteni. Așteptăm pe toți cei care vor să ne calce pragul în această perioadă. Noi, administrația locală, în colaborare cu școala și Centrul Cultural Alexandru Vasiliu Tătăruș, organizăm în cele două zile, în primele zile ale Sfintelor Sărbători, pe 25 duminică, dar și luni pe 26, activități cultural-artistice pe terasa Centrului Cultural Alexandru Vasiliu Tătăruș. Vă așteptăm cu drag, dragi tătărușeni, pe voi, dar și pe vecinii noștri care vor să fie alături de noi la această mare sărbătoare. Avem pe lângă ansamblu folcloric Bucovina Mică, acei copii minunați care ne încântă de fiecare dată cu prezența lor. Avem tinerii și copiii care au îmbrățișat cântul, dansul și portul nostru popular, dar avem și invitați surprize. Alexandru Brădățeanu din Bucovina Mare, dar și Oana Tomoiagă din Maramureș. De asemenea, l-am invitat pe Cristi Iordăchioaia, îndrăgitul nostru artist, pe Ionut Sârbu, pe Georgiana Roșu Catâru, pe Mădălina Vădănii. Poate va veni și nou cuplu de artiști, putem spune național, Valentin Sanfira și soția Codruța, care este tătărușeancă de-a noastră, dar și acei copii pe care noi așteptăm cu drag să vină să ne cânte și să ne încânte la această sărbătoare minunată pentru toți. Spectacolele vor începe în jurul orelor 17:30, cum spuneam, pe terasa Centrului Cultural Alexandru Vasiliu Tătăruș. Vă așteptăm cu mare drag!